Da, bună seara, bine v-am găsit, o nouă ediție a emisiunii de ale Buzoianului. Avem și pentru astăzi mai multe subiecte pregătite pentru dumneavoastră cu câteva evenimente nefericite petrecute astăzi și în weekend. Cu asta începem emisiunea, cu două accidente. Unul astăzi la Râmnicu Sărat, la ieșirea din Râmnicu Sărat pe DN285. Foarte grav acest accident, 4 morți în acest accident. Avem imagini surprinse de pe camerele de supraveghere ale tirului. În tir a intrat un Matiz. Putem face și o mică polemică: cine e de vină pentru producerea accidentului? Peste câteva secunde dăm drumul la imagini. Avem de asemenea un accident petrecut în municipiul Buzău vineri seara. O ambulanță a intrat într-un autoturism. Autoturismul, în urma impactului, s-a rostogolit și prin aer și pe carosabil. Avem și aici victime. Un pieton, o doamnă nevinovată, a fost lovită de mașina transformată într-un proiectil. Foarte mulți dintre buzoieni cred că sunt la curent cu acest eveniment. Doamna este în stare gravă la un spital din București, la Floreasca. Avem tot așa niște imagini spectaculoase cu un om bătrân care pare respectabil, însă camerele de supraveghere l-au deconspirat pe acest bătrân, căci în ciuda anilor săi era un biet hoț ordinar. Imediat, peste câteva minute, de fapt, vedem și imaginele cu bătrânul, ghiujul, hoț ordinar. Mai aflăm câte ceva și despre cazul Florin Toader. De fapt, n-aflăm mare lucru. Ne întrebăm de ce n-aflăm mare lucru, întrucât acest caz aparent simplu bate pasul pe loc, da? Plângerea la poliție s-a făcut în urmă cu 2 luni și astăzi aflăm de la procuror și de la polițiști că nu se întâmplă nimic. Polițistul și-a luat concediu 20 de zile. Sunt temeri că acest caz se mușamalizează în bunul simț românesc. Buna practică românească și buzoiană de altă. Avem și alte subiecte, dar începem cu astea trei. Rămâne să vedem ce mai discutăm pe parcursul emisiunii, dacă ne mai rămâne timp și pentru celelalte. Imagini, sau începem emisiunea, cum vă spuneam, cu imagini terifiante ale unui accident auto petrecut cu câteva ore în urmă pe DN285 la ieșirea din Râmnicu Sărat pe Focșani. Spre Focșani. Astea sunt imaginile. Rog pe colegi dacă pot pune cumva imaginile pe ecran mare sau pe tot ecranul. Imagini surprinse de camera de supraveghere a unui tir din Ucraina. Șoferul era ucrainian, venea din Ucraina, pe aici, pe la noi, pe la Buzău. Tirul respectiv, evident, n-are nicio vină. Mergea pe sensul său, ați văzut și dumneavoastră, carosabilul era umed, s-a trezit tiristul cu autoturismul Matiz, da, pe sens opus și l-a făcut praf. Mulțumesc colegilor din regie. Vedeți Matizul, tirul nu-l vedem. Din păcate, am văzut și așa cu coada ochiului câteva imagini surprinse de cameramanul nostru, care abia ce s-a întors de acolo, e praf. Vă dați seama ce e în zona respectivă. Toți cei 4 ocupanți ai Matizului au murit pe loc. 3 dintre ei veneau acasă, lucrau în Anglia, înțeleg că aveau și cetățenie engleză, veneau acasă înspre Hajud, fură luați de la aeroport, da? Cu câteva ore înainte, de o rudă a lor care avea acest Matiz și cu toții au sfârșit astăzi. Vedeți dumneavoastră imaginile, se pun câteva probleme aici. Șoferul Matizului, evident vinovat, depășește linia continuă, calcă linia continuă, pătrunde pe contrasens. Însă dacă e să despicăm firul în patru, observăm că șoferul Matizului a observat foarte târziu un alt autoturism care staționa, era oprit,
pe banda a doua de circulație și din câte observ eu, nu semnaliza. Mai vedem imaginile de multe ori, eu le-am urmărit așa de vreo 5-6 ori, n-am observat ca șoferul acestui prim autoturism să semnalizeze că vrea să vireze stânga. Deși, din câte văd eu în aceste imagini, este linie continuă, e drept că pare acolo o parcare, un refugiu, n-am constatat ca linia să fie cumva întreruptă. Deci șoferul primului autoturism ar fi făcut oricum o manevră nepermisă dacă ar fi virat stânga pe acolo. Ghinionul celor din Matiz, șoferului Matizului, era că acolo era și o mică curbă. Din păcate, din cauza acestei curbe, șoferul Matizului n-a observat foarte bine ce se petrece în fața sa. Rămâne această problemă cu acel autoturism oprit acolo, pe care șoferul Matizului, încă o dată spun, se vede și din manevra bruscă făcută, șoferul Matizului nu l-a observat. E drept, putem să spunem toți de ce șoferul Matizului n-a virat dreapta, da? Era drept un camion acolo, dar nu s-ar fi întâmplat o asemenea tragedie, de ce s-a dus pe contrasens. Domnul Brebenel, șofer experimentat, știți regulile, conduceți de mulți ani, cine poartă vina producerii acestui accident? Regretabil. Grav. Din păcate. Cred că vina mai aparține în exclusivitate șoferului de pe Matiz, pentru că acesta nu, după părerea mea, nu a adaptat viteza la carosabilul umed. De asemenea, cred că circulând cu viteză pe acest carosabil și cred că și o mare neatenție. El a observat destul de târziu autoturismul care era staționat sau aproape staționat pe banda de lângă ax, care nu știm ce manevră făcea, poate că era și defect, deci nu putem să ne pronunțăm, și a făcut imprudența de a atrage foarte, într-un timp foarte scurt și brusc de volan spre stânga și astfel ghinionul lui a fost să întâlnească acea mașina, acel tir din Ucraina. Pe de altă parte, imaginile sunt foarte concludente, deci nu trebuie multe. Inițial m-am gândit că nu a respectat o distanță corespunzătoare față de autovehicul din față, dar se vede cum el a venit cu viteză și și-a dat seama că intră în autoturismul care era în fața lui și atunci a tras de volan spre stânga. Manevră fatală. Dacă, așa cum spuneați dumneavoastră, făcea din timp o manevră spre dreapta să depășească autoturismul staționat, așa scăpa, nu avea absolut nicio problemă. Sau să le evite pe dreapta. Sau un mic acroșaș cu acel autoturist care staționa acolo sau ce făcea. Da. Ar fi fost cu siguranță impactul mai mic decât eu, cu tirul care venea, da, din contrasens. Eu cred că și dacă se lovea de autoturismul care staționa, deci nu făcea nicio manevră cu volanul stânga sau dreapta, impactul era mult mai puțin grav față de ce s-a întâmplat, ce s-a cu întâmplat cu, a fost făcut în momentul impactului cu tirul. Aici trebuie să tragem și niște concluzii, că așa discutăm despre evenimentul, da, în sine. Da, evident că tragem concluzii. Însă vedem că DN2, drumul acesta care leagă București de Moldova, frecvent cere victime. În weekendul care s-a încheiat, am văzut că șoselele țării au fost însângerate. Un accident înspăimântător a avut loc în zona Satu Mare, în care 6 persoane dintr-un autoturism au decedat ca urmare a acroșării unui cap de pod și apoi s-au răsturnat și a venit peste un gard metalic la o curte. De asemenea, tot în acest weekend, care se pare că și pe fondul oboselilor, pe fondul sărbătoririi în exces a zilei de Sfânta Maria, au dus la producerea unor evenimente rutiere deosebite. Numai puțin de 3 morți
au rezultat în urma unui accident ieri în, la ieșirea din Urziceni spre Râmnicu Sărat. Astăzi, alți 4 morți între Afumașii și Indrilița. Deci, într-o perioadă foarte scurtă de timp, foarte multe accidente de circulație care îngrozesc. Întotdeauna au avut loc evenimente rutiere, dar nu consecințe atât de grave. Domnul Brebenel, întorcându-le la acest accident, eu sunt puțin și de o altă părere, nu știu câtă dreptate am, dar zic că parte măcar morală a accidentului, o vină măcar morală a accidentului, dacă nu chiar și faptică, îi aparține și șoferului primului autoturism care a oprit acolo. Drum de circulat, de mare viteză, drum european. Să efectueze o manevră poate neregulamentară, dacă voia să vireze la stânga. Asta bănuim, dacă vreau cumva să... Altfel nu înțeleg de ce stătea acolo. Domnul Aura, și indiferent de ce greșel fac ceilalți parteneri de trafic, să presupunem că acolo era un animal, o vacă, un cal, ceva scăpat sub controlul unui gospodar. Ne duceam direct în el fără să ne luăm măsurile elementare de precauție, că în fond este viața noastră. Deci nu a fost atent. Cred că șoferul respectiv, spuneți că a fost la aeroport, el s-a sculat de dimineață să ajungă la aeroport la timp și pe fondul și al oboselii. Vina principală îi aparține șoferului cu matizul, dar și ăsta are parte de vină. Are partea lui de vină, am spus, deci nu se poate. Aprindem avariile alea la mașini pentru toate nimicuri, domnule. Sunt unii care se duc la tutungerie să-și ia țigări, da? Și dau avaria, domnule. Și aici ăsta pe DN85 nici nu semnalizează că vrea să facă cumva stânga, nici nu oprește avaria în cazul în care avea mașina stricată sau să produseze ceva, cu încezul nasă, dăduse peste o căprioară, peste un iepure. Era o bicicletă uitată pe mijlocul drumului acolo. Nu vedem nici avariile pornite și nici semnalizarea care vrea cumva să semnalizeze și în sensul ăsta nu știu dacă respectivul avea și frâna, da? Semnalele luminoase ale frânei, că era pusă în funcțiune în momentul respectiv, activată în momentul respectiv. Deci ce spuneți dumneavoastră este adevărat. Așa este. Este vinovat și șoferul autoturismului care staționa, să presupunem noi, pe banda... Așa mi se pare, că staționa. Nu mi se pare că mergea chiar și cu o viteză mică. Așa am impresia că staționa. Acum și dumneavoastră circulați des și eu circul destul de... mult pe distanțe lungi și întâlnim fel de fel de idioți la volan, atunci trebuie să ne comportăm și noi ca și ei. V-am spus, este viața noastră în joc. Erau 4 persoane în matiz, unul n-a fost atent, probabil și ceilalți erau obosiți, moțăiau, da, de la București pe ploaie, știți dumneavoastră ce se întâmplă la volan sau într-un turism, somnul vine mai repede decât de obicei. Și atunci cred că a fost și o neatenție, au zărit în ultimul moment. Ați văzut cum a tras brus de... Dacă nu era tir, tot se întâmpla ceva, se duceau un decor, se duceau acolo... Fără victime omenești, este adevărat, dar tot se întâmplă. Uitați cum s-a dus... O parte, să zicem, bună, dar aici că și... putem să spunem, domnule, bine că într-un fel a fost tir și n-a fost un alt autoturism și ăla a încărcat cu oameni. Da? Mai mureau proate și din partea elaltă. Dar vedeți dumneavoastră că dacă se ducea, nu știm cât ține porțiunea aceea în care ar părea o parcare sau un loc unde, un refugiu, că el a încercat să revină pe sensul de mers al tirului. Dacă continua și ieșea pe acostament acolo, poate că aveau alte șanse. Dar acum nu știu, nu se vede foarte bine, nu știu nici configurația zonei. E posibil să fie un drumeag din ăsta... E posibil. Cu balast așa dacă, pe marginea, aici, în partea asta. Dacă nu cunoaștem zona cum trebuie, e greu să ne pronunțăm. Și mă gândesc eu că pe acolo ar fi vrut ăsta cu primul autoturism, cu cel staționat, vrea să o ia pe acolo. Acum nu sunt sigur dacă era un drum sau e doar impresia mea. Uitați aici. Sau e doar o mică parcare așa pe marginea drumului. De asemenea, nu-mi dau seama foarte exact 100% dacă ăsta cu autoturismul staționa sau mergea cu viteză redusă. Dacă mergea cu viteză redusă, n-avea nicio vină. După viteză, avea o vină că trebuia să ducă pe banda de lângă ax dacă avea probleme de mergea încet, dacă avea probleme tehnice la mașină. Ați văzut, camionul depășește pe partea dreaptă.
Deci șoferul n-a fost atent la manevra celui din față, că dacă observa, probabil și-a spus el, n-a avut vizibilitate, că a fost în fața lui camionul. Și camionul, da, era când, și o mică curbă acolo. Și camionul când s-a dus spre dreapta, probabil s-a gândit șoferul de la Matiz că i-a făcut loc să-l depășească. Da, e și asta o și atunci el a apăsat mai tare pe accelerație să depășească camionul și când acolo a fost un turist care... Da. A fost un obstacol destul de important. Deci în concluzie, domnul Brebenel, deci e vinovat evident șoferul de pe Matiz, da? Dar dacă autoturismul era oprit acolo, parte din vină o poartă și șoferul de pe autoturismul oprit. Dacă era staționat, oprit acolo, dacă rula chiar și cu viteză mică, are o vină și mai mică. Se pare că era oprit din imaginile văzute mai, cu mai multă atenție și de atâtea ori au fost prezentate de dumneavoastră din regie, se vede că acel turist staționa. Da. Se poate să ne înșelăm oarecum, pentru că imaginile sunt din viteză, da? De pe camera de supraveghere a tirului. E posibil ăla să Am comparat vitezele la cele două autovehicule. Camionul care a depășit prin dreapta turismul și Matizul care, pentru a evita impactul cu acel autoturism. Înclin să cred, totuși era oprit autoturismul respectiv. Da. Mai vreau să mai zic ceva, dacă autoturismul ăsta era oprit, eu sunt foarte supărat așa în trafic, pe ăștia care își lasă mașina oprită pe carosabil. Vedeți că se întâmplă și în oraș, și la țară, pe drum județean, pe drum național, nu, e pe drum de ăsta european, n-au nicio treabă oamenii, își lasă mașina cu sau fără avariile pornite și pleacă cu diverse treburi, lăsându-și mașina acolo pe carosabil. Fără să se gândească acțiunea lor poate duce la catastrofe, dacă nu, cel puțin să încurce circulația altor colegi, parteneri de trafic. Da, n-au nicio treabă. Acum să lasă mașina fiecare unde dorește. Nu mai există nimic din punctul ăsta, nicio regulă. Deci nicio am observat că autoturismul care stătea avea luminile aprinse. Deci este puțin probabil să nu-l fi văzut, că avea și luminile de la poziții din spate și se vedea. Cu toate că vizibilitatea era vreme de ploaie. Da, puțin întuneric. Puțin întuneric, curbă. Deci nu a avut toate condițiile pentru a vedea ce se întâmplă în fața lui. Însă prudența îndeamnă pe orice conducător auto să-și ia măsuri pentru propria viață. Adică, respectiv... Mai ales că era responsabil pentru încă 3 vieți. Da... Viteză maximă de 90 de kilometri sau 100 de kilometri, 90 de kilometri sau 100 de kilometri. 110, să zicem, pe un drum maxim, pe un drum de ăsta european. Da, da, poate că avea așa, poate n-avea mai mult. Și da, uite, i-a fost fatală viteza. Păi da, legal. Acum și viteza tirului, care venea din sens invers. A fost un impact aici? Dar mai e ceva. Totuși, în condițiile astea de trafic, trebuia să, știți că totul spune, să adaptezi viteza la condițiile de trafic. Nu le-a adaptat șoferul Matiz. Categorii. Avea viteză prea mare. Luăm și un telefon în direct din partea unui telespectator. Bună seara! Bună seara! Spuneți, vă rog. Păi... Atâta discuție pentru un lucru simplu. Se vede clar că cel care vine în fața Matizului era, deci mergea, nu el nu staționa, pentru că după ce a avut impactul cu Matizul, s-a deplasat în decor. Și deci se vede, uitați, și în momentul de față, se vede clar cum s-a întâmplat. Deci ăsta cu Matizul, fără motiv, a intrat pe contrasens și l-a lovit pe strălalt. Și atunci cum să zice că ăsta staționa? Că nu la asta ne referim. Ne referim că staționa autoturismul din fața Matizului. Ăsta de aici. Uitați, ăsta staționa. Nu, uitați acum, nu staționa nimic. Deci el a mergea, că se vede cum se filma în mers. Deci filmarea s-a făcut în mers. Imaginile sunt din tir. Imaginile sunt din tir, domnule. Și tirul iese în decor. Tirul iese din decor. Ia uitați. Da, imaginea asta cu Matizul se lovește din tir și în fața Matizului vedeți dumneavoastră că este o mașină care pare să fie ori oprită, ori să circule cu viteză foarte mică, vedeți? Păi nu, ăla circulă, pentru că pe partea dreapta a lui ăla circulă.
Nu știu, eu aș tinde să cred că e oprit acolo, că nu circulă. Uitați, vedeți cum ce viteză îl depășește primul tir. Circulă, că din cauza șoțelor astea proaste și nenorocite și simple, la noi numai duși întors există. Nu există ca în afară, că toată lumea s-a dus în afară, boierii ăștia care au mâncat banii pe drumuri. Deci, care va să zică, dacă ar fi fost o șosea, cel puțin cu două sensuri în fiecare parte, nu se întâmplă treaba asta. Păi e, dar are două sensuri șoseaua asta, aceea e bună. Sens în partea asta și două și un sens în partea aia. În altul este un fel de refugiu, dar dacă vreți să vedeți că sunt un sens într-o parte și un sens într-o parte. Bine, mulțumesc frumos pentru intervenție, domnul meu. Domnul Auraș, stai așa. Deci care va să zică, cine a DNR-ul ăsta, dacă făcea șosele pentru banii care i-am dat noi sute de miliarde, așa, și împărțea șoseaua în două, cum e peste tot în afara țării, în lume, nu se întâmplau treburile. Adică vreți să spuneți... Cine a DNR-ul ăsta este ăla care fură și face hoții și noi facem discuții degeaba. Bine, mulțumesc frumos pentru intervenție, domnul meu. Chiar vreau să vă întreb și eu lucrul ăsta, domnul Brebenel. S-a pus acum în dezbatere, în spațiu public, această idee ca toate șoselele, drumurile astea județene sau naționale cu două benzi pe sens să fie separate cu un gard în ăsta protector ca la autostradă. Da? Să nu mai poată intra unul pe contrasens. E o investiție mare, dar am scăpat de astfel de evenimente nefericite, rutiere. Domnul Uraș, și pe autostrăzi vedem că se întâmplă la noi în România foarte multe incidente. Accidente, unele chiar cu victime omenești. Deci nu, acolo unde șoferii nu respectă legile de circulație, dacă nu regulile de circulație... Da, măcar nu mai vedem accidente din astea pe autostradă că a intrat unul pe contrasens. Să mai ciocnesc acolo, unul în spatele celorlalt, dar să evită anumite de lovituri frontale. Da, da, e o idee. E o idee. În pofida ceea ce spunea telespectatorul care a intervenit pe fir, eu am circulat de multe ori pe traseul ăsta, spre Râmnicu Sărat, spre Focșan, spre Bacău și invers, spre București. Drumul este destul de bun în comparație cu altele. Deci nu există o cauză a... Da, drumul a e bun. CNADR-ului. Drumul da. Este bun. În schimb, are dreptate că cele două benzi nu sunt egale ca și dimensiune. Practic, acest drum este cu o bandă de circulație, iar cealaltă este de siguranță. Da. Mai luăm un telefon în direct din partea unui telespectator. Bună seara! Bună seara! Vă rog, spuneți. În legătură cu accidentul, din câte văd eu acolo, da. Este linie continuă și cel din fața matizului da. Avea semnalul stânga dat. Deci vroia să facă la stânga. Ziceți dumneavoastră că semnaliza. Da, păi eu așa văd din imaginea noastră. Eu așa văd că e semnalul dat stânga. Bă, și... cred că era oprit și vrea să facă stânga, dar datorită chestia asta, camionul l-a depășit în dreapta. Eu așa văd. Deci susțineți că era staționat, cum mi se pare și mie, da, respectivă. Păi eu așa văd și semnalul stânga dat. Da, eu n-am observat semnalul de stânga, dar dacă era linie continuă, oricum era o manevră ilegală. Normal, de-aia și matizul a ieșit în decor. A vrut să le evite să nu intre în spatele lui și a ieșit în decor, eu așa văd. Da, și în cazul de față sunt de vină ambii șoferi, da? Ambii șoferi, mai mult cel care e oprit ca să facă la stânga. Da. La o linie continuă și la drum european nu ai voie să faci stânga în condițiile astea. Da. Mulțumesc frumos pentru intervenție, domnul meu. Poate alți telespectatori vor fi observat mai bine decât mine, cel puțin, imaginile astea. Eu sincer nu observ ca ăsta să semnalizeze stânga, dar... Poate un stop cadru ne-ar ajuta mai mult. Bun, mergem mai departe, da? Trecem la un alt eveniment, facem așa o mică pauză între două evenimente rutiere. Haide să mai vedem și o găinărie, o hoție ordinară, autor un domn care ar părea respectabil așa la o primă vedere, un domn care are peste 50 de ani. Îl urmăriți și dumneavoastră în imagini, intră într-un magazin
de uși de pe Bulevardul Unirii și își facă poșeta vânzătoarei din biroul respectiv, vedeți și dumneavoastră, o poșetă mai portocalie, așa, a pus colegii de mai multe ori aceste imagini, evident, da, ce se petrece fără urmă de îndoială, dar noi avem și un filmuleț mai lung, da, în care putem prezenta sau vom prezenta întregul film al evenimentului respectiv, întrucât bătrânelul respectiv, deși avea, părea așa respectabil, îmbrăcat destul de decent, da, cu o geantă și o sacoșă în mână, iată-l, trece prima dată prin fața magazinului respectiv și se răzgândește. Probabil că, cine știe, hârșit în lucruri de genul ăsta, da, rutinat în astfel de observații, a constatat de prima dată că nu era nimeni în magazin. Iată, a intrat în magazinul respectiv, s-a uitat la o ușă, acum poate la alta, dar i-a atras atenția pe birou, da, sau pe scaunul de la birou, poșeta respectivă, da? Iată, iese din magazin, până acum nimic în neregulă, am putea să zicem că era un cumpărător interesat. Se întoarce. Iată, după câțiva pași se întoarce și mai se uită încă o dată în zonă. Iarăși se întoarce, colegii mei au dat puțin cu viteză, verifică din nou dacă e cineva în magazin și pare că se îndepărtează, da? Dar iată, surpriză, de data asta vine. Magazinul ăsta, din câte știu eu, are două intrări, verifică cu atenție pe prima intrare și intră decis în biroul cu pricina. Și de data asta s-a dus direct la țintă. Direct la țintă, domnul Brebenel, fără nicio problemă, ia poșeta respectivă, iese din magazin de asta dată, vedeți și dumneavoastră că mărește așa pasul și se face nevăzut. Dispare în ceață pe Bulevardul Unirii. Cine ar fi crezut? Domnul Brebenel, da? Ca un domn trecut de 50 de ani, da? Pe care așa la o primă vedere ai zice, domnule, ăsta nu e în stare să fure un fir de ață. Iată la ce s-a pretat. Ghinionul bătrânelului că e acesta. Probabil este un lucru la care nu s-a gândit, s-a tot învârtit el așa prin fața magazinului, a intrat pe acolo, nu s-a gândit că sunt totuși camere de supraveghere. Ghinionul său, poliția are aceste imagini și deocamdată n-a fost prins, dar nu, ar fi șanse destul de reduse ca bătrânelul respectiv să scape bazma curată după o asemenea găinărie pe care au făcut-o. Iată că sunt bune camerele de supraveghere, domnul Brebenel, mă gândesc. Sunt foarte bune. Surpriză vor fi avut angajații magazinului respectiv, sau în special vânzătoarea respectivă, când a văzut cine i-a furat poșeta. V-ați fi așteptat la așa ceva? Da, da. Am văzut că s-au întâmplat lucrurile în primăria municipiului Buzău când o excroacă a păcălit pe o angajată de la taxe și impozite. Nu un bătrânel. Dar tot bătrân. Nu era foarte tânără nici acea excroacă. Deci, nu criteriul de vârstă îi departajează pe oamenii cinstiți de cei care pun mâna. Deci asta... Eu așa credeam, că ăștia bătrâni nu pun mâna pe nimic. Știm dintotdeauna că au existat hoți și că această meserie veche nu va dispărea prea curând. Deși dacă ești mai puriu așa, da, bagi mâna, da, vreți să-mi spuneți că, ai în sânge. Da, vreți să-mi spuneți că unii dintre demnitare țării care au făcut mari porcării sunt chiar tineri așa? Să ne amintim de cine sunt.
Am înțeles, să dăm un exemplu. Hai să nu dăm niciun. Ăia fură în alt fel și mult mai grav, să zicem. Ăia fură milioane. Milioane, dacă nu mai bine. Vă rog puțin, domnul Brebener, că ce avem un telefon în direct, să nu lăsăm telespectatorii să aștepte foarte mult pe fir. Să rămână. Alo, bună seara. Spuneți, vă rog. Da, am vizionat și eu filmul. Dumneavoastră, ce credeți că acest cetățean este la prima abatere? Îmi dau seama acum că nu e la prima abatere, că este... Nu, uitați, că mereu îl dați în reloare. Vedeți, deci l-a știut acest magazin. Chiar de acolo mi-am cumpărat eu acum 10 ani ușa, din magazinul ăsta. Deci, se duce, se întoarce, se uită, iar vine, cercetează, deci l-a fost la sigur și el nu e la prima. E la, părerea mea este că el cu asta se ocupă. Da, e rutinat în astfel de lucruri, da. S-a dedulcit la hoții din asta. Uitați, dar acum să-mi doar chiar înapoi, uitați-l. Vedeți, dumneavoastră, pare să facă lucrurile ca la carte, verifică de 5 ori înainte. Asta e întrebarea mea. Credeți dumneavoastră că acest om este la prima abatere? Îmi pare rău, el este... O să vedem. Da, e... Uite, acum se duce direct acolo. Da. Deci asta nu este la prima abatere. El a mai făcut dese, a mai... Dacă l-ați văzut pe stradă, doamnă, ați fi bănuit vreodată că e în stare de așa ceva? Un om? Sincer, eu n-am încredere în ființa umană. Am înțeles. Sănătate. Mulțumim frumos pentru intervenție. Doamna, așadar, da, are dreptate. Nu, nu e la prima. Nu este, pentru că s-a văzut că omul își ia măsuri de precauție, intră, observă prima dată ce se poate lua, personalul unde este, ce face, este ocupat cu vreun client. Și atunci revine și dă lovitura, atunci când este sigur că nu este văzut de nimeni. Dar... probabil n-au văzut nici ei emisiuni pe la televiziune în care s-au prezentat imagini cu fel de fel de hoți din aceștia care au fost prinși datorită acestor camere de supraveghere, acestor noi minuni ale tehnice. Însă nu este exclus ca ce mai are el în mână înainte de a lua poșeta să provină tot din niște furtișaguri din acestea. O replică foarte bună a colegilor din regie. Și hoții tineri îmbătrânesc la un moment dat, dar tot hoți rămân. Categoric. Mai luăm un telefon în direct din partea altui telespectator. Bună seara! Bună seara, vă! Referitor la primul subiect cu accidentul acela... Da. Cred că, nu știu dumneavoastră, domnul Brevenel, sunt... ați văzut la nesfârșit atât de descreierați care calcă regulile de circulație. Eu când merg pe șosele naționale sau prin localități, nu știu de câți nu sunt înjurați de descreierați de ăsta, că merg cu viteza admisă în localitate, de exemplu, de 50, care e cam puțin într-adevăr, dar asta este. Scoate capul, te înjură, te claxonează, te persuflează, numai că nu-i dai lui voie să treacă cu 80 pe lângă tine în localitate. Corect. Realitatea este că în Buzău, și nu în Buzău, toată țara e un carnagiu, în special în zilele de weekend, când toată lumea zice că se refulează până toate pomii, până toate ziduri, până toate zidurile, ce spunea domnul Brebenel de la satul mare, 6 inși. Păi, aceia 6 descreierați, Dumnezeu să iese, dar și-au căutat-o. Credeți că era vreunul treaz din ei? Domnul meu, spuneați de ce se întâmplă în localitate. Aici era în afara localității. Bun, în afara localității, dar acela din spate care a intrat în ăla care se preconizează că încerca să facă la stânga și că avea, oricum avea astea semnalizările în funcțiune, fără o discuție. Putea fi văzut dacă ăla nu venea cu asemenea viteză și... Deci ziceți dumneavoastră că ăsta, primul autoturism oprit, nu poartă nicio vină șoferul respectiv. Bine, o mică vină poate purta, dar șoferele europene nu pot să face asemenea manevre, într-adevăr, însă și cel din spate, cum nu vezi tu de la distanță de 100-200 de metri că ai un autovehicul în față, vorba al domnului Brevenel, era un animal, era ceva, nu trebuia să ții măsuri de precauție, mai ales când era carosabilă, umed. Da, și eu zic la fel, ăsta după Matiz poartă vina principală, da? Da, eu zic că dacă era staționat o parte din vină, măcar morală, o
poartă și ăsta la altul cu... Da, de acord, de acord. Dar și cel care vine și îl evită și intră, iese din decor, nu avea mai puțin de 100 și ceva la oră. N-avea cum să aibă mai puțin. Da. Iar în oraș, dacă ați văzut dumneavoastră nopțile, dar special în perioada de weekend, prin oraș se circulă cu 120-130 noaptea, de la de aceea încolo, de zici că, doamne, o zbura într-un bloc, o sări după stradă, intră undeva în cineva, dar nimeni nu se sesizează cu acele motorete, motociclete care buruie până la miezul nopții. Da, le-am auzit și eu aseară. După miezul nopții. Le-am auzit și eu, nu era miezul nopții. Am ieșit aseară la plimbare cu copii, era până în 10 și deja erau băieții cu motocicletele. Se întâmplă până pe la 2, la 3 dimineața. Da, vreun polițist de la circulație ați văzut care să-i, măcar să-i intimideze vreun prin prezență. Nu. N-am văzut. Așa. Deci, dumneavoastră, domnul Auraș, dumneavoastră, domnul Vrebeneau, de la casă până la serviciu, spuneți-mi și mie, în oraș vorbesc, aveți motiv să claxonați undeva? Eu nu am. Dacă ies în oraș, eu n-am motiv să claxonez. Nu am, dacă mă încadrez în viteză și mă respect regulile de circulație. Mă refer la claxonatul în municipiu. Aș întreba pe un organ de poliție, pe comandantul poliției, dacă va fi vreodată chemat la... Dacă are o statistică cu amenzile date pentru claxonatul ăsta demențial care se produce în oraș. Scrie la regulament că se claxonează. Pentru ce ați constatat dumneavoastră că anumiți șoferi claxonează? Fără niciun motiv, de la orice pas, dacă în cursul zilei, în cursul nopții, claxonează câte un noaptea de zici că, într-adevăr, a luat foc municipiul, a luat foc țara. Eu am mai constatat ce am sesizat eu și când eram mai mic, era unii care avea o prietenă la etajul 4, da, și o claxona pe Gica, avea și ăsta un tir din ăsta care venea și trezea tot cartierul când se știa că a venit Gigel la Gica, da, și trebuia să o claxoneze, zice că a ajuns vapor în port, așa avea și un claxon din ăsta. Deci toate acestea abateri zis minore, ca aici, ca claxonașe, însumate, duc la asemenea tragedii, duc la că sunt numai descrerați care fac asemenea, inclusiv claxonatul, care e interzis într-un nou. Da, dar pe mine mă deranjează ăștia care opresc pe carosabil. Uneori îmi ies din pepen și vine să mă dau jos să mă rățuiesc la ăia care opresc așa fără niciun motiv pe carosabil, dacă nu ești atent, super atent, risc să intre în respectivul. Din cauza... Unirii principal și sunt disperat de claxonările care se fac fără niciun motiv. Fără niciun motiv. El a stop, a dat verde, ăla din față sigur că va pleca, că doar nu a dormit. Trebuie să sune 2-3 din spate că să-și facă ei prezenta că vă trebuie să plece. Mulțumesc, atâta. Și noi mulțumim frumos pentru intervenție, domnul meu. Luăm și noi o scurtă pauză de publicitate. Vom reveni după câteva minute cu un alt subiect, un alt accident spectaculos și ăsta de data asta, deși spectaculos nu știu cât de potrivit este un astfel de termen în condițiile în care avem parte de victime și aici un pieton, o doamnă nevinovată este din păcate în stare gravă după ce o ambulanță care a intrat pe roșu în intersecție, a izbit cu viteză un autoturism aici în centrul municipiului Buzău, între Bulevardul Bălcescu și Bulevardul Unirii, dar revenim cu imagini și declarații de acolo după câteva minute.